Sergiu Bejan a început canotajul în 2011, la vârsta de 14 ani, când a fost selectat de antrenoarea Mariana Maliș pentru a se pregăti la Orșova, alături de alți tineri cu potențial. După 6 luni, a ieșit campion național, iar în luna octombrie a acestui an a câștigat argintul la campionatul european de la Poznan cu barca de 8+1 a României. În urmă cu 5 ani, Sergiu și-a cumpărat primul aparat de fotografiat profesional. Plimbatul prin pădure după animale, cu noaptea în cap, la ore destul de matinale, îmi aduc o satisfacție. În schimb, canotajul, sportul pe care îl practic, nu poate fi comparat, pentru că o fotografie poate fi făcută de oricine, plimbări poate face oricine. În schimb, sportiv de performanță nu e așa ușor și nu poate fi oricine. Cele mai reușite cadre le-a realizat în primăvara acestui an, când întreaga Românie se afla în izolare. În perioada aceea am ieșit, cu toate că restricțiile erau, am ieșit doar ca să mă relaxez și am observat că animalele aveau un alt comportament. Poate doar mi s-a părut mie, însă mi-e greu să cred. Am avut destul de multe ieșiri în care întâlnirile au fost neașteptate, dar spectaculoase. Am avut o întâlnire cu un căprior foarte frumos, care mi-a oferit un spectacol inedit. Am avut o ieșire foarte spectaculoasă din punctul meu de vedere, atunci când am avut surpriza de a vedea un număr de 5-6 căprioare îndreptându-se exact spre mine, eu fiind pitit, camuflat la marginea pădurii. Până la un moment dat, când s-au apropiat foarte mult, undeva la 10-20 de metri, și m-au simțit, apoi a fost momentul în care mi-am lăsat aparatul de la ochi, le-am privit și au plecat, nu speriate, însă s-au retras în pădure. Nu pot să vă explic cum îmi bătea inima în momentul respectiv, chiar dacă erau niște căprioare, putea fi și un iepure. Acea adrenalină generată de acel moment a fost inexplicabil. Sergiu Bejan și-a lansat recent prima expoziție virtuală de fotografie. Proiectul este intitulat Libertate și a fost publicat pe paginile de socializare ale Federației Române de Canotaj.